prezintă emisiunea Dimineți cu Georgia și îți aduce reduceri de până la 80% la toată gama de ceasuri până pe 31 martie. Pentru că ești fanul emisiunii, ai încă 10% extra reducere folosind codul METROPOLA10. Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Ne-am apropiat și mai tare de weekend, iată că este vineri și încheiem săptămâna în forță. Ați putut să vedeți o parte din subiectele de azi, mai exact primul, ați avut așa un mic trailer. Vorbim în această dimineață, anticipăm de fapt puțin ziua bărbatului, care este pe 9 martie. Și pentru că până acum am vorbit doar despre luna femeii, despre 8 martie, despre cât de importante suntem noi, de asemenea și ei trebuie prețuiți și lor trebuie să le luăm câte un cadou. Și ne-am gândit să vă facem o sugestie de cadou în această dimineață, un ceas bărbătesc, o bijuterie pe care să o poarte o viață întreagă și pe care poate chiar să o lase moștenire mai departe. Așa că în această dimineață avem alături de noi un specialist în marketing al unui magazin online de ceasuri. Este vorba despre Alexandru Burghina. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Și noi mulțumim că ai venit și că ne ajuți să înțelegem mai multe despre cum să alegem cadoul perfect. Aș vrea în primul rând să te întreb ce caută tinerii în materie de ceasuri. Se orientează către ceva clasic, o brățară metalică sau merg mai mult pe brățările din piele? Tinerii în ziua de azi sunt mult mai... variază mult mai mult alegerile față de, nu știu, acum 10-20 de ani. Oricum, înainte aveai ceasul bunicului sau ceva de genul rusesc, nu aveai foarte multe opțiuni din care să alegi. Acum avem și noi o varietate foarte mare de ceasuri și n-aș putea să zic că se orientează exact către ori bătățară metalică, ori către ceva din piele, numai că se orientează către fashion, în primul rând. Adică e foarte important ca în ziua de azi, ca tânăr, să fii în trend, să arăți că știi ce să porți, cum se asortează ceasul și, nu știu, ești cu prietenii, e clar că trebuie să asortezi ceasul la o anumită ținută, dar se orientează și către ceasurile smartwatch. Adică e normal că vrei să fii conectat, tot timpul ei stau conectați pe telefon, pe tabletă, pe ce și așa mai departe, numai că există momente în care nu poți, de exemplu, cum suntem noi acum. Și primești o notificare? Scuze. Adolescenții care dau examene nu au voie să aibă smartwatch, deci e cel mai bine să se orienteze, iată, spre ceasuri, cum sunt cele pe care le-ai adus tu în această dimineață. Categoric. Dar unii încă încearcă, adică nu e nicio problemă. Da. Vorbeai de tendințe și de fashion. Dacă ar fi să alegem, uite, tu acum ești îmbrăcat smart casual, spre elegant, la o cămașă și costum, ce fel de ceas se potrivește mai bine? Bineînțeles, la un outfit de genul merge un ceas clasic și, bine, nu neapărat clasic, există și ceasurile elegante, ceasuri clasice, ceasuri care o să arăt sau... Te rog. De exemplu, cel mai... Acesta ar fi potrivit pentru un outfit elegant. Da, da, acesta ar fi potrivit. Bine, cred că mai e unul care s-ar potrivi cu un outfit elegant, dar, de exemplu, ar fi un ceas pe brățară metalică cu cifre romane, care arată, din punctul meu de vedere, foarte bine. Și chiar se potrivește. Se potrivește pentru un outfit cămașă, sacou și așa mai departe. Să arăt acolo. Vreau să te mai întreb pentru un tricou. Optăm pentru o brățară din piele? Merge, de exemplu, dacă avem un tricou polo, acela cu guler, care e ceva mai elegant, dar totuși e un tricou casual. Ce am putea să purtăm din ceea ce ai tu acolo? Din ce avem aici? Numai puțin. Avem... Așa. O să pun asta? Da, e perfect. Se mai întâmplă. E un clips acolo. Perfect. Exact. Sincer, cred că pentru un tricou ar merge un fosil, pentru că e tineresc, e, cum ai zis, este un tricou polo, are cureaua din piele, dar în același timp este elegant și, nu este elegant, este sport și se potrivește cu un outfit mai sportiv.
foarte interesant. Uite, se vede și... Cred că s-ar potrivi și cu ceea ce porți tu acum. Da. Cei de acasă nu pot să vadă, dar tu ai niște pantaloni maro, deci cromatic, uite și pe sacou ai ceva maro, cromatic merge și acesta, cred. Dacă ar fi vorba să vorbim despre mărci de ceasuri, ce mărci ai recomandat? Care sunt cele mai populare branduri din această perioadă care au cele mai mari vânzări și poate că sunt și cele mai modă? Pentru că lumea se orientează și după branduri în general. Categoric. Ce am recomandat noi în momentul ăsta și cred că oricine ar trebui, orice bărbat ar trebui să aibă în garderobă măcar un Tissot. Este brandul entry-level elvețian cel mai cunoscut și odată în viață măcar ai nevoie să te duci la o petrecere, la o nuntă, la un botez, la ce are fiecare. Iar acesta este practic și un fel de statement al tău, că aparții de un eveniment de o anumită amploare și pe lângă faptul că este un brand care are o istorie de 170 de ani, au stabilit niște standarde în industrie, deci e clar că vrei să te raportezi la un brand de genul. Ai putea să ne prezinți ceasurile pe care le-ai adus astăzi, sunt foarte frumoase toate, eu n-aș ști exact ce cadou să aleg, așa că aștept să mă influențezi tu. Îl văd pe al doilea de lângă cel negru, exact. Așa. E destul de interesant. Acesta este un smartwatch. Okay. Este topul de gamă al celor de la Garmin. Contează foarte mult contextul în care îl porți. Este dedicat sportivilor, în principal, pentru că are niște funcții speciale, gen monitorizare puls, monitorizare altitudine și tot felul de alte activități. În contextul ăsta de pandemie, nebunie și ce s-a întâmplat, e clar că ai nevoie de ceva care să te ajute să monitorizezi sănătatea, activitățile și un ceas de genul ăsta te ajută foarte mult. Pe lângă faptul că are o construcție specială din titan și ca să-ți ușureze munca și, mă rog, confortul la mână și așa mai departe. E un ceas, cum am zis, recomandat sportivilor în primul rând, dar care arată bine și ca ceas clasic. Eu l-aș vedea și într-o ținută casual, nu neapărat purta la sport. Vreau să te întreb dacă este și waterproof în momentul în care... Da, categoric, pentru că poți să faci scufundări până la 200 de metri sau ceva de genul. Okay. Adică este super, super performant din punctul ăsta de vedere. Iar bărbaților, oricum, le place, diferit de femei, le place ca ceasul să aibă anumite calități și anumite... Ei se uită la partea tehnică a lucrurilor foarte mult. Adică să fie carcasa, mecanismul, brățara sau... inclusiv, nu știu, cureaua poate să fie din piele de câteva sute de euro și pentru ei face diferența chestia asta. La voi cred că e un pic mai simplu, vă place dacă e colorat sau dacă... Exact, dacă arată bine este suficient. Dacă se sortează cu ținuta e absolut suficient. Bărbații sunt mult mai tehnici, ca să zic așa, și dacă vrei să faci, apropo, dacă vrei să faci un cadou cuiva, trebuie să cunoști persoana respectivă, pentru că nu toate ceasurile se potrivesc stilului. Bine, dacă persoana care îi faci cadou nu e neapărat cunoscătoare de ceasuri, cred că poți să ieși un ceas de, nu știu, 30 de lei din piața Havana, nu cred. N-am recomandat acest lucru, până la urmă e o bijuterie și merită să investești. Mai avem timp să-mi arăți primul ceas, cel de lângă cel pe care tocmai l-ai arătat. Asta? Nu, primul de acolo, exact. Așa. Este mai finuț decât celelalte, din câte îmi dau eu seama. Da, este un ceas Tissot, tot un ceas Tissot. Cum am zis mai devreme, merge foarte bine la ținute, la evenimente. Dar asta nu înseamnă că nu poți să-l porți și la birou. De exemplu, ești un CEO sau poate urtești la o întâlnire importantă, practic este un statement. În momentul în care te duci și arăți că ai un ceas elvețian de calitate, înseamnă că te încadrezi cu ceilalți sau poate chiar, dacă bine, poți să vii cu un ceas de 10.000 de euro și atunci să-ți arăți că e și mai șmecher decât ceilalți, nu știu. Pare genul de ceas pe care poți să-l folosești și la poze. Am văzut foarte multe poze în care apare mâncarea și mâna lui cu ceasul pe mână. Da. E genul acela de ceas. Îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi. Sunt foarte frumoase toate ceasurile pe care le-ai adus și cred că cea mai relevantă informație pe care ai spus-o pentru doamne în această dimineață este că ar trebui să ne orientăm către partea tehnică atunci când alegem un ceas cadou pentru un bărbat, deci nu neapărat după estetic. Ar trebui să vă cunoașteți partenerul, adică... În primul și în primul rând, mulțumim tare mult. Mulțumesc și de invitație.
Sper să fi lămurit doamnele de acasă să aleagă cadoul perfect pentru soț, pentru tată, pentru frate, pentru cine cumpără ele. Și îți propun mai departe să mergem într-o călătorie. O să facem o călătorie alături de cei de la Sunchase Journey, prietenii noștri, care sunt în continuare în Turcia și au vizitat un canion pe care l-au traversat pe monocicluri. Sună foarte interesant. Canionul se numește Coprulu și mergem alături de ei în această dimineață, în această vacanță senzațională. Merhaba! Salutare din Turcia! Noi ieri ne-am pornit către canionul Coprulu, însă nu am ajuns. Însă am găsit un loc de campare foarte frumos pe malul râului Coprucai. Iată aici așa un râu foarte frumos. Albastru! Da, albastru și are un flux destul de mare a apei. Ne-am petrecut noaptea aici, o noapte foarte liniștită, păziți de... Cânișorul ăla de acolo, vedeți, cuțul? Nu cânișor, că e mare. Cânălău cât mine de mare. Și acum vrem să mergem către canionul Coprulu. O să luăm monociclurile și o să explorăm un pic zona asta. Canionul se află undeva la 90 km de Antalya. Deci au părăsit Antalya deja binișor, nu ne mai întoarcem. O să mergem să vizităm locurile frumoase ale Antalya. We never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Am venit acum un pic mai în munte, am ajuns la canion, canionul se află undeva acolo. Am campat aici și o să luăm monociclurile și mergem să explorăm canionul. Excuse me, English only, we don't understand. Is the restaurant working? Okay, good. We'll go a little bit explore and then go back and eat, okay? So here is the first bridge. 150-200 meters later, do you go to the left side? After 100 meters, coming to Old Roman Bridge. Okay. And if you follow this road further? Have many village. Many village and yet... Another canyon? Another canyon, Taz Canyon. I think 20 kilometers. 20, I think 20 kilometers. I see your car go, your small bus going to the Taz Canyon possible. So the road is good, asphalt? No, like here. But there was small way. Small way. Asphalt, again, asphalt. Last 1.5 kilometers, no asphalt. Road small. Small road. Okay, thank you. Then we'll go back. Oh, de aici se începe canionul. Trebuie să fie și un pod. Un pod chiar pe care... Nimerit într-o groapă. Dar ghinic a fost pregătită. Dar n-ai văzut-o? Am văzut-o în ultimul moment și m-am îndoit. Dar altfel aveți schi jos. Da, trebuie să-mi pierd echilibru. Primul pod, o luc. Se numește... dar cât e din gust. Wow, ce frumos! Cât e de multă apă! Frumos! Și canionul e destul de îngust. Aici se face și rafting sau mai degrabă o călătorie cu barca. Ne-a abordat aici un localnic și ne-a propus o călătorie cu barca. Inițial ne-a spus $50, noi am negociat până la 30 de euro, ca asta cât am eu un portofel la moment de fapt. Și cred că o să mergem pe cu barca, că trebuie să fie interesant pe aici. Ce ziceți? You can put bicycle here, restaurant. Okay. After when you turn back here you can take. Okay.
Iată în bărcuța asta o să mergem. A, dar e cu vâsle, da? Acum să mergem noi la deal. Interesant. Ăla e cam ud. Se poate să meargă așa sus? Poate eu au un loc, știi, care poate să treacă. Ne-am oprit, nu prea am înțeles deși, dar acum își vedem. Nu mai am o vâslă pe acolo? Nu, da? Nu mă duc. A fost 35 metri. Da, a fost restaurat. Zici că are 2000 de ani, dar mă rog, să vede că a fost restaurat. Acolo sus panou scria că în 97 a fost restaurat. Da. E rece sau nu? E nu chiar rece. Nu cred că eram pregătiți noi pentru așa aventură. Băieții ăștia sărmani dau din vâsle la greu. Da. În fine, îmi place, chiar dacă am înaintat și de metri. Eu am crezut că o să ne duc ori cu barca cu motor, ori cu mașina până în sus și de acolo să venim înapoi. Dar ei chiar ne duc la așa. La Bali e mai ușor. La Bali cred că în 20 minute, dar nu 20, cred că în 10 minute.
găsit băieții, cred. Costi, îți dau și... Da, să-l ajut și eu. Hai. Ia înțeleg. Help you? Aici cred că de-am o să urcă. Singur băieților. It's very cold. It's our way. Deep is 5 meters. Ah, 5 meters. Uh-huh. 7 temperature. Uh-huh. 5, 7. Uh-huh. Then you fall down, you can crazy. Yeah. In summer, it's warmer? Yeah, no. No? The no. Same? 5, 6, 10. Ah. Oh. It's cold. Oh my god. Ia uite ce abundență iese apa asta. Wow. Și încolo e mai ceva. Acum băieții, unul de ei urcă cu pietre până posibil și ne trage cu sfoara asta. Și altul ajută cu vâsla. Ia. Sunt mare fluxul. Acolo se strochească mult. Cred că da. Gata, mergem acum înapoi și la vale este mult, mult mai ușor. Mergem pe cursul apei, așa să-i spunem. Deci aventura a fost foarte, foarte interesantă. N-am mers foarte mult pe râu, cred că vreo 150 de metri. Poate mai puțin. Oh, ia, ești atent! Sunt tigine! Merită banii ăștia! Da, cred că se merită. Mai ales că au depus atâta efort, se merită. Da, merită de asta.
Teşekkür ederim. Rica ederim. Foarte frumoase imaginile pe care cei de la San Chase Journey le-au oferit și nouă în această dimineață și ei par sportivi, spre deosebire de mine în această dimineață. Poate că ei vă motivează să vă faceți încălzirea sau poate că o vor face colegii de la Sport Total FM, de la emisiunea Execuții Matinale, așa că o să-i las pe ei să vă dea așa o doză de motivație sportivă și, bineînțeles, noile știri din lumea sportivă și le spun bună dimineața lui Daniel Nazare și Gabriel Maricescu. Bună dimineața, Georgia! Bună dimineața tuturor! Nu vreau să pară o obsesie, dar observ că și astăzi culoarea roșie e prezentă în vestimentația Georgiei. A văzut și Daniel, dar el vrea să pară așa mai serios acum. Lasă-mă, nu mai vorbim despre chestiile astea. Și o să vorbim despre ce? Dacă nu vorbim despre Georgia, despre lucruri frumoase, vorbim despre lucruri urâte. Ce? Fotbalul românesc, nu? Scandalul din fotbalul românesc. N-am scăpat, să știți. Multă palavră, multă, cum e, demagogie și arătatul cu degetul, cred că e o sport, cum să spun, disciplina preferată de către oamenii din fotbal. Așa este. Dacă până acum la discuția despre VAR s-a vorbit despre faptul că toți patronii, toți președinții dau din drepturile TV, dau din banii lor, cor să facă, cor să dragă, până la urmă am aflat că aceste cluburi de Liga 1 nu vor mai plăti și nu vor avea niciun fel de cost. Totul va reveni Federației Române de Fotbal pentru instruirea arbitrilor și din punct de vedere tehnic ligii profesioniste. Până la urmă e un pas înainte că deja s-a stabilit o întâlnire între Răzvan Burleanu și Gino Iorgulescu. N-am înțeles de ce nu s-a făcut astăzi sau chiar în weekend, dacă e o chestiune stringentă, și abia săptămâna viitoare. Că va fi luni sau vineri, deja nu mai contează. Important e că oamenii cei mai importanți din fotbalul românesc vor sta la ceas. Auzi, glumind un pic, și Trump s-a întâlnit cu Kim Jong-un și nu s-a întâmplat nimic, da? Adică a fost o mare premieră. Să sperăm că nu va fi așa. Păi nu, dar glumind, eu n-am nicio speranță că la cât de supărați sunt unii pe ceilalți, nu văd cum cineva va lăsa de la el. Dar tu spuneai că nu plătesc nimica. Vor plăti doar baremurile, nu? În plus. În plus pentru brigada VAR. Dar stai puțin, ei vor zice așa, bun, totuși echipamentul ăsta pe care îl furnizează deținătorul drepturilor TV nu se reține de la fiecare sau este o altă cheltuială a celor care dețin drepturile TV? Este o altă cheltuială, așa am înțeles, pentru că am auzit părerea domnului Eftimescu de la Dinamo, părerea lui Sorin Cârsu și au spus clar că aceste costuri nu implică cluburile. Toate cluburile. Da. Bun, dacă nu le implică, bine, Gigi Becali spunea ieri că la cum se ceartă ăștia, și aici trebuie să-i dau dreptate, nu prea îi dau dreptate în general, nu o să avem VAR nici peste 100 de ani. Da. Este însă o altă problemă pe care au ridicat-o cei de la Ligă prin vocea noului angajat Marius Avram. Domnule, am zis, domne, putem să organizăm relativ repede două meciuri pe etapă, pentru că există echipamentul și dacă avem și două brigăzi instruite VAR de la FIFA, una condusă de Ișvan Covaș, nu? Da. Și alta condusă de Ovidiu Hațigan, hai să facem meciurile astea. Și așa am aflat că în România, în momentul de față, dacă avem două stadioane capabile să găzduiască echipamentele VAR. Atenție, trebuie obținute licențieri de la Forul Internațional. Atunci de ce ne certăm dacă noi știm că stăm rău și la capitolul ăsta în care federația nu este implicată? E adevărat, dar din ce am înțeles din părerea colaboratorilor externi, cursul de instruire durează un an. Cum putem noi să-l facem în câteva zile sau în câteva săptămâni? Iar două stadioane nu ne ajută deloc. Dacă am spune, domne, hai să transmitem play-off-ul, în play-off sunt trei meciuri, deci asta nu ne ajută. Și cum ne trebuie trei. Și cum facem experimente pe meciuri importante? Adică, în general, în toate țările, când a fost introdus videoarbitrajul, s-a făcut la junior, la copii. La junior, hai la Liga a doua, da? Da. Sau la meciuri fără importanță din finalul campionatelor primelor ligi. Ori la noi să încep cu două meciuri importante pe etape și experimental, nu știu, sună caragios. Mi se pare totuși că este făcut tot un pripă. Nu, hai să facem un lucru profesionist, chiar dacă mai durează un pic, chiar dacă va mai dura un an, dar să-l facem ca lumea, pentru că dacă vor apărea disfuncționalități, va începe teoria conspirației că a umblat cineva la VAR, că nu s-a tras linia bună. Și era VAR-ul stins. Și că nu era linia orizontală, era de fapt în diagonală și... Da. N-avem nevoie. Dacă facem un lucru, să-l facem ca lumea și să nu mai fie discuție, apoi să fie funcțional. Noi vă promitem că
indiferent de momentul în care va fi introdus VAR-ul în România, peste 3 luni, peste 6, peste 9, peste 15, vor fi scandaluri foarte mari. Da. Asta vă putem garanta. Se întâmplă și în Premier League acum. Da, sunt așa, tot felul de lucruri. La noi vă dați seama dacă se întâmplă la englezi. Să nu uitați că în weekendul ăsta avem un meci românesc în Europa, Vâlcea cu CSM București în Liga Campionilor la handbal și... Încă suntem prezenți la nivel înalt în anumite sporturi, ceea ce se întâmplă din ce în ce mai rar. Cam atât pentru astăzi. Ne vom revedea luni, nu? Dimineață. Georgia, ai legătura. Un weekend plăcut. Weekend plăcut și vouă, băieți, și da, ați remarcat bine, port iarăși culoarea roșu și această culoare e cumva prețioasă și merge purtată în luna decembrie, în luna februarie, iată și în luna martie, luna femeii, acum legat puțin și de mărțișor, dar pentru culori puteți să ieșiți și din casă și asta vă propunem și noi în această dimineață. Vom prezenta un proiect foarte interesant pentru că puteți să mergeți la vânătoare de culori, culori puse cu grijă pe pereții clădirilor din București. Noi avem și s-a dezvoltat destul de frumos în ultimii ani arta stradală. Avem de prezentat în această dimineață un tur prin care puteți să vă răsfățați vizual. Se numește Bucharest Street Art Tour și avem alături de noi fondatoarea acestui proiect. Este vorba despre Rodica Hioară, care îi spun bună dimineața și bine ați venit la noi. Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Am văzut imagini foarte frumoase pe strada Artur Verona, cred că e strada celebră pentru artă stradală, cumva e un loc în care artiștii expun pe rând, pentru că de fiecare dată când trec, văd altceva. Da, strada Artur Verona de fapt este locul unde se desfășoară festivalul Street Delivery în fiecare an și cumva este locul unde arta stradală a ieșit din ilegalitate și a fost promovată de către acest festival și pentru că în fiecare an există altă temă la Street Delivery, de aia vedeți lucrări care se schimbă și bineînțeles că mai intervin artiștii și fără a avea loc acest festival de cumva... Ei din proprie inițiativă mai intervin cu alte lucrări stradale. Anul trecut Street Delivery a fost cumva, s-a petrecut cumva inedit, pentru că dacă de obicei era doar strada Artur Verona locul de joacă al artiștilor într-un weekend din luna iunie, anul trecut din cauza, în contextul pandemiei, au hotărât să nu mai aglomereze strada Artur Verona și atunci acest festival a avut loc în mai multe locuri din oraș, ca temă și ca scop, având regenerarea unor anumite locuri care erau anoste, în paragină sau aveau diverse probleme. Și atunci a fost și mai interesant pentru că, practic, orașul a prins culoare în mai multe locuri, nu doar pe strada Artur Verona. Și asta vom putea observa în general în oraș. Asta e și scopul turului nostru, să descoperim cumva arta în locuri nebănuite, chiar dacă trecem de multe ori prin oraș, dar câteodată nu știm că în spatele unei clădiri sau pe un gard pitit acolo s-ar putea să găsim o mică comoară care să aibă și un mesaj foarte interesant și pentru societate. Ați menționat că arta stradală pentru o perioadă s-a aflat într-o zonă clandestină, ilegală. De când a devenit legal să poți să te exprimi și pe pereții clădirilor? Lucrurile sunt foarte, adică nu sunt, limita este foarte subțire între legal și ilegal și marea majoritate a artiștilor au început ca simpli grafări care au mâzgălit și au experimentat pe pereții orașului. Bine, cei mai responsabili au început totuși să facă lucrul acesta prin locuri într-adevăr abandonate, cu probleme care sunt din cu prisosință în orașul nostru și nu numai la noi. Dar treptat, cei care au avut de spus un mesaj au trecut cumva în ilegalitate și cineva spunea la o prezentare că de la vandal a devenit vandabil. Adică astăzi cumva arta stradală este interesantă nu doar pentru autorități și pentru diverse companii și pentru persoane private care vor cumva să înveselească prin arta stradală locurile de care dispun sau să transmită un mesaj, pentru că arta stradală fiind și clandestină, așa a început, cu un mesaj care se voia transmis foarte puternic și pentru toată lumea, era într-un loc public, vizibil și astfel a devenit cumva și apreciată și vizibilă și tot mai populară. Am constatat, plimbându-mă prin București, că există edili care susțin arta stradală. Cred că în sectorul 5, dacă nu mă înșel, există niște poduri de legătură și pe capetele de pod există foarte multe desene interesante. Mihai Bravo, podul exact. Mihai Bravo este destul de, e în mai multe locuri pictat. Deci arta stradală înseamnă nu doar artă pe clădire, înseamnă și pe poduri și pe diverse locuri așa inedite prin oraș.
în cadrul acestui tur, ce vom putea să vedem? Păi, în afară, nu vreau să stric surpriza și o să vă spun doar că o să trecem și pe strada Artur Verona, care anul acesta, cu puțină vreme, a fost demolat, acel calcan emblematic din motive imobiliare, a fost demolat și acum nu mai, probabil că o să găsească cei de la Street Delivery alte locuri pentru a plasa muralele. Dar în afară de strada Artur Verona, ne învârtim cumva ca zonă prin centru, prin Piața Romană, prin Calea Dorobanților, prin zona Cismigiului. Dar mai multe nu vă spunem, vă invităm să veniți la tur și cu siguranță o să fiți surprinși, pentru că toți cei care vin la turul nostru, de la adolescenți la oameni în vârstă, mai în vârstă, sunt plăcut surprinși, pentru că Bucureștiul are și această componentă culturală de artă în stradă și sunt tot mai curioși față de fenomenul ăsta. După tur încep să ne trimită, uite, am văzut și aici o lucrare și aici, asta acuie. Și lucrul ăsta e interesant, pentru că și artiștii cumva se simt, dacă până acum erau cumva într-o zonă mai de penumbră, semi-legalitate sau ilegalitate, cumva și ei sunt foarte motivați de lucrul ăsta, că oamenii apreciază și înțeleg arta lor. Când putem să mergem în vizită să vedem aceste picturi deosebite? Cât durează turul și unde ne putem înscrie? Deci turul durează de obicei, tururile noastre de street art sunt de obicei sâmbătă, în fiecare sâmbătă, începând cu ora 14. Ne întâlnim momentan pe Calea Dorobanților numărul 33, dar toate detaliile astea le găsim pe pagina noastră de Facebook, Alternative Tours and Events. Acolo veți găsi și un formular de înscriere și dacă aveți nevoie de alte detalii, vi le oferim cu plăcere. Spun lucrul ăsta pentru că noi periodic mai schimbăm traseele noastre, tocmai pentru că în oraș apar tot mai multe lucrări de artă stradală și atunci încercăm să le cuprindem pe cele mai noi, cele mai interesante. E așa o provocare mereu să alegem cei mai buni din ce ne oferă arta stradală. Am observat de asemenea de-a lungul timpului că arta stradală cumva este și în mișcare. Am observat foarte multe tramvaie cu picturi deosebite. Ce e interesant, tramvaiele au fost pictate anul trecut cu sprijinul primăriei Bucureștiului și dacă la început cumva autoritățile erau dușmanul artiștilor stradali, în timp și autoritățile au înțeles că este o forță de neevitat și de neglijat și atunci autoritățile cumva au căzut la pace cu artiștii stradali și lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure, pentru că astfel avem de câștigat cu toții. E un soi de regenerare urbană și zonele care sunt cu probleme, deci cumva prin arta stradală capătă vizibilitate și uneori chiar se rezolvă anumite probleme sociale prin artă. Ați reușit să ajungeți și în inimile străinilor care vizitează Bucureștiul? Da, e interesant că noi inițial am gândit proiectul ăsta pentru străini, pentru că voiam să vedem, să arătăm Bucureștiul, altă față a Bucureștiului pentru străini. De obicei, tururile pentru străini, așa cele clasice, cam de 20 de ani, rețeta este aceeași, Casa Poporului și ceva pe lângă. Ei, noi am vrut să facem, să scoatem cumva o față inedită a Bucureștiului și să o arătăm străinilor. Și inițial proiectul a fost destinat pentru străini, dar am fost surprinși că tot mai mulți și în vremuri nepandemice, tot mai mulți români bucureșteni veneau la tururile noastre și atunci îi acceptăm, îi primim cu plăcere pe toți. Dar da, vin și străini și sunt curioși și au o impresie bună despre arta stradală de la București. Chiar dacă putem spune că nu are foarte multă experiență, dar creativitatea noastră face ca să fie foarte interesantă și pentru străini și pentru ai noștri. Cu ce intenții vin oamenii la acest tur? Vor să descopere mai multe? Sunt curioși. Unii vin chiar, sunt și anumite persoane poate puțin mai conservatoare sau vin cu puțin chef de harță, așa, că ei asociază arta stradală de fapt cu grafitiul ilegal, care este și acela din abundență în București. Și atunci când noi le spunem, le povestim despre cum s-a început fenomenul, care e diferența dintre vandalism, dintre grafiti și artă stradală, pleacă foarte, foarte încântați și mulți dintre ei revin. Deci am avut cazuri când persoanele reveneau chiar dacă le spuneam că este același tur, veneau de mai multe ori pentru că știau că o să descopere și alte lucruri noi și pur și simplu spuneau că sunt încântați că există atâta culoare și atâta cumva viață în București, viață artistică, să zicem. Noi vedem așa de-a lungul timpului Bucureștiul ca fiind un oraș șters, cumva într-un amalgam cultural, nu ne dăm seama de cine aparținem exact. Sunt curioasă, de asemenea, copiii, ce simt în momentul în care participă la acest tur?
Copiii cred că sunt cei mai receptivi. Am avut, bine, nu copiii foarte mici, dar începând cu 7, 9, 10 ani, deci chiar înțeleg ce le povestim noi acolo la Arta Stradală și mulți dintre ei cumva sunt atrași de fenomenul ăsta, drept pentru care am făcut anul trecut și niște ateliere de artă stradală cu artiști cunoscuți și am încercat să invităm și copii. Și tocmai pentru ca să le explicăm, să cumva să educăm în privința asta, să le explicăm diferența dintre vandalism și artă, ca ei să aleagă calea care le va fi favorabilă pentru ei și din care avem cu toții de câștigat. Deci e și o componentă educativă în turul respectiv și în atelierele pe care ne le propunem. Legat de această componentă educativă, oamenii câteodată sunt confruntați cu o teamă de a merge la muzeu. Atunci când arta este deja în stradă, ei sunt încurajați să exploreze și mai mult după ce termină acest tur? Da, da, da. Devin tot mai atenți cumva. Prin asta devin mai atenți la orașul în care locuiesc și mi se pare că sunt și cumva mai responsabili față de locurile, de oraș și în general de locurile prin care trec. Tocmai prin faptul că devin cumva mai atenți față de oraș și față de comorile lui, cum ați spus. Se creează și prietenii în cadrul acestui tur. Bănuiesc că petreceți destul de mult timp împreună și oamenii au și ocazia să se cunoască. Da, petrecem, adică turul durează 2 ore, cam între 2 ore și 3 ore. Se leagă și prietenii și ceea ce ne bucură, după cum vă spuneam, noi avem și alte tururi în afară de cel de artă stradală și ne bucură să-i revedem pe oamenii pe care i-am văzut la unul dintre tururi, să revină constant la alte tururi, ceea ce ne confirmă cumva că facem o treabă bună și ne face să fim mereu în priză ca să scoatem lucruri noi și să fim mereu pe fază cu ce se întâmplă în oraș. Eu cred că această inițiativă este extrem de potrivită în acest context pandemic în care, iată, mai degrabă ieșim într-un spațiu liber, cumva feriți de pericole și explorăm și ne petrecem timpul. Da, și avem grijă totuși, chiar și în spațiu liber, de când s-a introdus masca obligatorie, întotdeauna purtăm mască, suntem distanțați și avem grijă la... Nu am avut și sperăm să nu mai avem niciun incident în contextul actual pandemic. Cam câți oameni pot participa concomitent la un tur? Numărul maxim de participanți este de 20, dar în perioada asta suntem foarte, foarte atenți și ce se întâmplă în oraș și cam care e contextul pandemic, să zic așa. Și nu am avut mai mult de 15 persoane la un tur de artă stradală. Se întâmplă ca pe măsură ce vă plimbați oamenii să fie curioși și să se alăture grupului fără să da, dați seama? S-a mai întâmplat și lucruri de genul ăsta și la fel ne bucură că trezim interes cumva. Cum sunt reacțiile? Acum mă gândesc străini versus români. Cine mai entuziasmat când vede aceste lucrări? Cred că poate să fiți surprinși, dar mi se pare că românii sunt cei mai impresionați. Străinii cumva poate că sunt obișnuiți deja. La noi, cum vă spuneam, fenomenul e puțin mai tânăr, dar românii pur și simplu sunt impresionați și entuziasmați pentru că nu bănuiau că există asemenea comori. Despre multe lucrări nu știu, chiar persoane care locuiesc în zonă, deși s-a întâmplat, e o lucrare foarte frumoasă în zona Cismigiului și mă plimbam cu o doamnă și zicea, eu știu tot ce e aici. Și când a văzut că, wow, nu știam de lucrarea asta și e atât de frumoasă și la doi pași de mine, adică sunt locuri pe care... Asta este scopul nostru, să le descoperim împreună. Sună foarte bine tot ceea ce am auzit până acum și eu cred că oamenii se vor înscrie la acest tur și pot intra pe pagina voastră de Facebook să afle celelalte detalii pentru participare. Sâmbătă aceasta eu nu pot, dar cred că sâmbătă viitoare mă înscriu și eu. Dacă plecarea se face chiar din calea Drobanți, cu atât mai bine că cu sunt mare drag, da. Și abia aștept să împărtășesc și din experiență proprie cu telespectatorii noștri. Mulțumim că ne-ai furnizat aceste informații. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă invit să fiți mai atenți de orașul în care trăim, pentru că nu e un oraș râd, doar că uneori e lăsat de izbeliște. Foarte interesant acest gând și cu acest gând de a fi mai atenți unii la ceilalți și de asemenea și cu metropola pe care o avem în grijă, vă invit să luăm și o pauză de publicitate.